încă o dată la mulți ani tuturor Andreilor. Mersi mult de susținere. Tavi a fost un pic așa emoționat, nu? Ca de obicei. Da, da. Ok. Eu am să fac o prezentare mai rapidă despre trendurile la care să ne așteptăm în 2012 și mai în 2013 și despre... Stinge și tu... Skype-ul. Așa. Și după aceea, cu fiecare subiect în parte dintre trenduri, fiecare dintre speaker o să vedem mai multe detalii, ok? Primul lucru ar fi să funcționeze ăsta și pentru asta trebuie să-i dau on. Așa. Primul lucru care vreau să vi-l aduc aminte că istoria se repetă. Pe toate posturile de televiziune, tot auzim, o să fie rău, o să fie rău, o să fie rău, o să fie rău. Corect? Același lucru l-am auzit și în 2007. În 2007 erau sute de companii în străinătate care mureau și în același timp în România, mii de companii care nu aveau absolut nicio problemă. Bugete cheltuite pentru că era sfârșit de an și trebuiau cheltuite. Mașini scumpe cumpărate iure, fără niciun Dumnezeu. Bonusuri date la oricine, nu să fie date bonusuri. Ok? Acum, ce s-a întâmplat? În 2010 au început iară să cadă foarte multe firme în august. Cu toate astea, în 2011, în continuare, dați bonusurile să fie date, molurile sunt pline, vânzările la mașini de lux s-au crescut în continuare. Între sfârșitul 2008 și 2010 au murit aproximativ 150.000 de firme în această țară. De ce ați făcut bine că ați venit? Pentru că vor mai muri vreo 100.000 de firme și sper să nu fie ale noastre. Diferența este că cine se pregătește și face ceva pentru situația grea care lume, va supraviețui. Deci istoria se va repeta, dar cu noi victime. Acum, cum reușesc firmele să moară, este foarte simplu. Este același lucru în cadrul firmelor, a patronilor, a managementului, exact ca în cadrul populației. Pentru că, până la urmă, firmele sunt conduse de oameni. 85% dintre oameni sunt oameni. Total. Revoluție, toată populația e fericită pe revoluție, dar 85% din populația acestei țări nici nu i-a trecut vreodată prin cap să-și facă o firmă. Nu știu dacă știți, în 1995 încă existau oameni în această țară care nu aveau habar despre a da o sub comercial. 12% dintre ei, dintre popor, oameni în general, văd, dar nu acționează. Citesc, văd o se duc în străinătate și cumpără, să zicem, se duc în concediu. Și se duc acolo și văd. Paris. Milioane de taxiuri. Se întoarce acasă. Ce faci, face și un business, nu știu ce. Păi dacă în Paris sunt milioane de taxiuri, fă și tu taxiuri. La mea nu merge. Aia nu merge, aia nu merge. Și astea de cele mai multe sunt teoretice. Și sunt 3% care văd, acționează și profit. Și sper că dintre ăștia 3% să fim cei care suntem aici în sală. Ok? Bun. Ce trebuie văzut? Și unde trebuie să ne uităm? Două lucruri. La ce vor clienții noștri? Este unul din modurile în care puteți vedea pe piață întotdeauna ce va urma. Care este viitorul? Și cel de-al doilea lucru, la ce fac companiile lidere în domeniu? Aici, din experiență, vă mai spun că foarte, foarte des ocazia să discut cu directori de firme, cu top management, care nu s-a mai uitat pe site-ul unei firme concurente de 3-4 ani de zile. Am făcut un experiment cu unul dintre clienții noștri, vânzător de mașini de lux. A venit top managementul în sala de trei. Le-am pus cataloage de la concurență pe masă. Unul n-a avut curiozitatea să deschidă catalogul concurenței. Miștouri de concurenții, totdeauna. Râsete, bancuri, tot ce vreți. Câți dintre dumneavoastră au citit site-ul concurentului lor în ultima lună? Bravo, domnule! Suntem în cei 3% oameni care văd și acționează. Dacă nu ne uităm constant la ce fac concurenții și la ce fac companiile lidere în domeniu, nu avem de unde să știm. Acum, sunt 5 trenduri în comportamentul clienților. Trendul numărul 1. Show me the smile of my clients. Și anume, în continuare, pe timp de criză lumea celor noi nu reușim să vindem, pentru că toate eforturile sunt concentrate în fostul sistem de vânzare sau în fostul tip de marketing, show me my smile. Adică oamenii se duc, fac niște eforturi fantastice să-l lămurească pe client.
să-l facă pe client fericit. Nu, pe client în perioada de criză nu mai interesează să fie fericit. Ce-l interesează pe el este să vândă mai mult, să scoată compania din dificultate. Ca urmare, vor avea câștig de cauză acele companii care știu să-și instruiască vânzătorii să se implice alături de clientul lor în procesul de vânzare al clientului. Sau să știi, să-i spui clientului, să-i explici clientului tău cum produsul tău îl ajută pe el să vândă mai mult. Dacă poți să-i explici chestia asta, vei vinde. Nu poți să-i explici chestia asta, nu-l interesează. Al doilea lucru și 1.000 de bani. A trecut vremea acelor prezentări doar în beneficii frumoase, cu explicații, siguranță, confort și așa mai departe. Key account managerii, mai ales, ar trebui să instruiți în domeniul financiar. Ar trebui să instruiți să știe cum să le explice clienților lor cum se realizează fie scăderea costurilor prin cumpărarea mărfii de la voi, fie creșterea casărilor. Matematică. Dacă au dovadă matematică, vor acționa alături de noi. Al treilea trend, I want it fast, easy and special. Preferință pentru furnizori care pot livra rapid, flexibil și adaptat. Și de unde vine chestia asta? Există acum un nou trend pe piață, ad hoc, antreprenoriat ad hoc se numește, și anume, din cauza faptului că multe companii schimbă direcțiile de dezvoltare, apar mici business-uri sau mici ocazii de a face business. Și a apărut acest trend numit antreprenoriat ad hoc, adică dacă pot, servesc pe orice domeniu. Un lucru care în perioadele de dezvoltare normale al companiilor este foarte prost, dar în perioadele de criză ne ajută să ținem. Da. Și o să vezi că sunt foarte multe situații în care compania, fiind foarte mare și inflexibilă, refuză să facă, nu știu, un produs special adaptat și vânzătorul zice, ei nu pot, dar pot eu. Și părăsește compania și își face o mică firmă pe domeniul respectiv. Al patrulea trend este I want it online. Și deși am vorbit probabil la ani de zile, de 2 ani de zile vorbim despre I want it online, cu toate astea 87% de firme românești n-au nicio treabă cu online. Directorilor nu se știu ce la Facebook. Încă trăiesc cu ideea că Facebook e așa o prostie din high five. Nu au site-uri, nu au sistem de promovare. Companiile lor de PR sunt total rupte de ideea de Facebook, continuă cu tenacitate să creadă în hârtie, repetăm, hârtia va dispărea în 5-6 ani. Mă refer la reclama tipărită. Am o întrebare. Câți dintre voi au ajuns la această conferință în urma unei reclame tipărite? Toți. Adică nimeni. Mai puțin de jumătate, clar. Adică absolut nimeni. De unde ați ajuns la această conferință? Online. Corect? Mașinile se vând online, dragii mei. Casele se vând online. Totul se va vinde online. Uitați-vă, există acest trend acum în străinătate, se numește online lunch. Uitați-vă mall-uri cum stau la cafea la prânz, prieteni, 4-5, cu o mână pe sandwich și cu aia pe smartphone. Iubit cu iubită, în mall. Merg de mână cu mobilele deschise. Mamă cu copilul de mână, copilul plânge pe acolo și al târâie după aia și cu mâna altă tot uită pe Facebook sau vorbește la mobil. Asta este, ne este foarte ușor să trăim online, ne place, ne creăm identități false, e confortabil să dai mare online, ăsta este trendul. Ar fi cazul să fim online. Și al cincelea lucru care se va întâmpla, I want your business. Din cauza faptului că în perioadele de criză, business-urile, oportunitățile de business sunt mult mai mici, multe dintre companiile mari se uită la business-ul propriilor lor furnizori. Procesul este, hai să fim parteneri, hai să creștem împreună, hai să te integrăm un pic în firma noastră și haide să-ți luăm tot business-ul. Când se gândesc, dacă noi tot dăm o părță de bani pe domeniul respectiv, de ce să ne ținem? Și ajungem undeva, înapoi la, probabil, tinder, către marketingul anilor 80, când o firmă care era independentă, ea avea de toate, de la firmă de taxiuri, avioane, elicoptere,
Și acum, dacă vă uitați în bănci, care au propriile lor hoteluri de training, propriilor, nu? Așa. Antreprenoriat ad hoc, de aici vine de la ideea de a prelua instantaneală. Feminismul și mai e trendul, ei vor lua și amonte și aval. De multe ori se vor gândi amonte și anume ce face clientul nostru de vinde atât de bine. Cu tare. Nu suntem furnizorii lui, deci știm să facem o parte din ce face el. Corect? Se vede foarte ușor dacă vreți la filmele de training, nou trend ăsta de academie. Care firmă după ce am mai făcut training cu noi vreo 3-4 ani se trezește? Putem să facem și noi chestia asta. Și își fac un departament de training. 6 trenduri majore în domeniul vânzărilor. Adică invers, acum de pe partea asta la la baricade. Și anume, extindere. Extinderea pe verticală și pe orizontală. Pe verticală înseamnă marketingul care să acceseze segmente de potențial, segmente cu de potențial clienți inițial dezinteresați de marfă. Și anume, dacă vreți, aici unul dintre trendurile cele mai puternice este sistemul acela american de reclamă, pe care noi îl urâm, practic, dar are o mare eficiență. Și am să vă spun la ce mă refer. Există reclama pozitivă de gen veniți la CNTV și veți afla lucruri noi, care funcționează foarte bine în perioadele bune de piață. Asta se numește reclama bazată pe plăcere sau câștig, pe beneficiu, ok? Ce fac foarte bine americanii în perioada asta, sunt conștienți că durerea vinde mult mai bine decât plăcerea. Și atunci, într-o perioadă de criză, dacă aceeași conferință aș fi făcut-o peste 6 luni, v-aș fi spus, veniți să aflați ce fac concurenții voștri de vă iau business-ul. Farmării între sine, nu? Și atunci, de ce? La plăcere, cel care este în stare de confort nu marșează. Păi nu, merge bine companie, nu am nevoie de încă un lucru. La durere marșează un segment mult mai mare de piață. Dacă vreți un alt exemplu interesant, este închipuiți-vă un centru de sport. Și anume, cea mai proastă reclamă este noi avem cardio, avem taibo și nu știu ce. Asta e cea mai prostită reclamă, că e bazat pe caracteristici, nu? Următorul este, vrei pătrățe după burtă? Da, nu, e cu muncă? Dacă e cu muncă, nu. Și nici nu e cu muncă, dacă aveți altă soluție. Se adresează unui segment mic de piață. Haideți să fac aceeași reclamă invers, să vă spun. Vreți să aflați 7 lucruri care vă vor lungi probabilitatea de viață cu 45%? Fac mai interesant. Să știu cum să fac, să nu mor. Și asta interesează pe mai multă lume, ok? Inițial vi se par americanisme, dar ne uităm la ei pentru că le fac foarte bine. Cealaltă este orizontală și anume folosirea online-ului pentru accesarea unui număr cât mai mare de clienți. Online are avantajul că te poți adresa pe suprafața mea. Dacă mi-aleg un ziar local, reclama mea este numai în locul respectiv. Dacă folosesc online-ul, este oriunde. Acea treabă cu segmentarea pieții pe anumite zone este bună când situația economică este favorabilă și atunci îmi permit să exploatez o zonă limitată. Când situația economică este proastă, trebuie să mă extind șansele mult mai tare. Dacă vreți ca exemplu, închipuiți-vă, am fost acum vreo 3 săptămâni la o cabană. Bă, care ea și fizic era greu de găsit. Deci, cu explicații din alea, te sună prieteni, bă, tu ai ajuns, am ajuns. Păi zici și mie unde e, unde ești? Imediat pe curbele alea, cum te duci către Brașov. Serios. Mai exact, am trecut de facultate de cimente. Mai exact. Adică, stupidă chestie. Acea companie, acea cabană. Ce șanse are folosind marketingul, nu online, ci marketingul fizic, să ajungă să fie cunoscută unui individ din București? Zero. Ok? Business online, dezvoltarea orizontală prin business online. Al doilea trend foarte folosit este simplificarea produselor. Deci marketingul de simplificarea logo-ului, de simplificarea prezentărilor, a reclamelor. De ce? Pentru că online oamenii petrec foarte puțin timp. Investesc foarte puțin, ca urmare, petrec foarte puțin timp. Și o să vedeți că până și la Nestle, puteți să luați ca exemplu. Uitați-vă cum a evoluat logo-ul Nestle de când încep să-și facă reclamă online. L-au simplificat foarte tare. Această simplificare, odată la marketing și a doua la designul produselor. De ce? Pentru că când faci produsul mai simplu, cu atât mai ușor îți este după aceea să-l dezvolți stânga-dreapta în funcție de cererile clienților. Ok? Mai avem restructurarea și înlocuirea.
forței de vânzări. Trendul către care merge este să existe acel top 20% al clienților să fie deservit de vânzători cu IQ foarte înalt, policalificați, de ce? Pentru că tendința asta de integrare și de a ajuta pe client să-și dezvolte vânzările presupune să ai vânzători capabili să învețe business-ul clientului și cu spirit antreprenorial capabil să înlocuiască, să gândească singur business. Restul, tendința va fi către înlocuirea vânzătorilor până la folosirea totală online-ului. Când îți vă dau un exemplu, Faber Pedemenzelul are cam 20 de clienți, să zice, ca să fie calcule ușoare, clienți mari, key account numiți, national, și 80 de clienți, ale căror comenzi sunt de obicei aceleași, lună de lună, și mai are următoarea problemă, sunt împrăștiați cu un teritoriu foarte mare. Cheltuielile făcute cu a furniza fiecărui magazin un smartphone și un abonament și nu pot folosi smartphone-ul până nu fac comanda de dimineață de produse alimentare, este mult mai mică decât să ții un an de zile o forță de vânzări care se duce până acolo, zice bună ziua, dați-mi și mie comanda, 6 salamuri, 3 parizeri, 2 pateluri, 7 din alea, să rămână la doamnă, pași, la revedere. Și vine peste 2 zile, costă și benzina mai mult decât marfa pe care o tot transport. Iar ideea de upselling, de cross-selling și așa mai departe, bătrânii vânzători din sală cam știu cum funcționează. La training sună bine, dacă se duc în teren, zice și cât vrei stau de vorbă pe pentru un sală. Pași, la revedere. Și atunci înlocuirea vânzătorilor care fac vânzări foarte simple cu online. Al patrulea este sales enablement, eficientizarea și flexibilizarea întregii companii în vederea reacției rapide la cereri și oportunități. Asta au învățat-o foarte bine după prima criză unele companii, în care unele din păcate nu au învățat-o. Și anume că o companie trebuie să se este ca un vapor. Închipuiți-vă vânzările vârful vaporului până la aprovizionare capătul vaporului. Domnilor, nu putem antrena botul vaporului să meargă mai repede decât restul companiei, corect? Este stupid să facem ședințe cu vânzătorii, păi este criză, hai să-i fricăm pe ăștia la cap, hai să-i antrenăm pe ăștia cât putem și după ce ăștia fac rost de business, hai să ne batem joc de client cu livrări târzii, marfă prost livrată, decizii manageriale foarte târziu. Ca urmare, fie considerați vânzările ca vârful vaporului așa și sau fregata regală care conduce flota și în consecință instruim întreaga companie, toți managerii de departament, cum să facă în departamentul lor să poată urma procesul de vânzare foarte flexibil. Vânzări egal marketing, pentru că pentru reacții rapide vor fi multe din funcțiile de marketing vor fi preluate de vânzători. De ce? Pentru că fiecare vânzător va trebui să-și promoveze, să-și caute portofoliul de clienți. Să merge foarte tare acum pe a-l învăța pe vânzător unde să-și găsească clienți. Fie că și găsește online, fie că prospectează. Și pentru asta se vor muta multe unelte de marketing la vânzător și vânzătorii vor fi instruiți să folosească noi unelte, acest trend teleprezence la care o să vă, Gabi, o să vă dea mult mai multe detalii. Și ultimul trend, value-based selling, antrenarea forței de vânzări pentru a fi cât mai utilă clientului și cu asta, dacă se poate, chiar mental utilă clientului, pentru că de obicei știți că multe ori forța de vânzări își cam petrece timpul între a negocia cu clientul și după aia a negocia cu propriul patron. Dom'le, fi flexibil, discută că lumea a fost flexibil, dar nici chiar așa flexibil. Dă-te și convingență. Dacă determinarea există să avem o forță de vânzări flexibilă, să existe în întreaga companie. Hai să instruim vânzătorul respectiv să-și cunoască business, să știe. O să vă dau un exemplu de key account management. Deci trendul nou în key account management este să-i dai key account-ului tău portofoliul de clienți, să-i explici matematic care este profitul companiei de pe urma acelui portofoliu și relația dintre companie și vânzător este una de parteneriat în care îi spune ăsta este profitul anual, pe ăsta vreau să-l scoți de pe acest portofoliu. Atâta este bonusul tău procentual, atâta este câștigul companiei, ca și cum i-ai arenda
Pământul. Pentru că altfel se ajunge la aceleași lucruri. Vrem și noi, nu știu, fibra optică, dar nu știu cine are intercamera la tine. Dar n-avem, dar e departe, dar nu putem monta, că e ca manager să enervează ceva, îmi pare rău, nu am făcut. Și dezvoltarea abilităților de comunicare ale vânzătorilor, atât directe cât și online. Părerea mea că anul 2012 va fi un an excelent, eu cred foarte tare în chestia aia cu unii plâng și unii revând batiste. Aveți grijă să fiți tot timpul vânzătorii de batiste pentru cei care plâng și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.